Bună ziua și bine v-am regăsit. Iată-ne din nou pe Calea Victoriei cu Damian Anfile. Am revenit de unde am început și turul trecut. Da. Și de unde ne va povesti ce facem și astăzi. Astăzi o să o luăm în sus pe Calea Victoriei. Data trecută am mers în jos, înspre centru. Acum vom merge către ceea ce se numea altcândva capul podului, dar vom încerca să acoperim și o zonă cât mai largă adiacentă Căii Victoriei, respectiv segmentul cuprins între Calea Victoriei și actualul bulevard Lascăr Catargiu, și o să facem o mică excursie și între Calea Griviței, dar Calea Griviței o să o păstrăm pentru un tur ulterior, să zicem așa. Și vremea ține cu noi astăzi. Da, am avut o încercare eșuată din cauza ploii, da. Că totuși să fi petrecut câteva ore așa în ploaie, mie că m-aș fi micșorat. O să încerc data viitoare să văd, poate e o rețetă de slăbit eficientă. Dacă e vorba de micșorat, eu nu mă bag, că nu mai e cazul. Așa. Vă las pe voi. Și aici suntem pe bulevardul Dacia, bulevard care poartă denumirea asta de la sfârșitul secolului XIX, când a fost tras întâi ca bulevardul nou. Și ulterior, pe fondul afirmării Curentului Național Român, care afirmă demonstrat istoric lucrul ăsta, că avem descendență mixtă romană și getodacă, a fost dat numele de bulevardul Dacia. Era un bulevard construit la sfârșitul secolului al XIX-lea, în principiu pentru protipendada bucureșteană de atunci. Cred că mai vorbeam noi în tururile trecute că treptat, pe măsură ce orașul s-a dezvoltat, casele celor avuți au înaintat mai înspre periferie, părăsind zona, să spunem, inițial centrală. Iar asta este zona care se populată era deja, dar care se curăță, să spunem, capătă locatari mai aleși în cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea. Altfel, dacă am fi ajuns aici ceva mai înainte, sau în anumite părți chiar până la sfârșitul secolului XIX, am fi întâlnit niște mahalale nu chiar plăcute ale orașului, dacă am merge mai înspre Piața Romană, dar și asta va rămâne pentru un alt tur, am fi ajuns în mahalaua anumită Tirchilești și cea a bisericii Dichiu. O denumire greu de identificat istoric, ori vine de la un nume propriu, mai rar întâlnit în limba română. Există mai multe variante etimologice, dar era zona de mardeiași, de bătăuși, care erau folosiți mai ales în campaniile electorale de altă dată, când lucrul ăsta era o practică destul de bine cunoscută. Au fost și niște nume celebre de bătăuși din ăștia electorali. Facem o pauză, pentru că în felul ăsta putem să facem o pauză de la expunerea generală. În felul ăsta completăm ceea ce am văzut în turul trecut de pe Calea Victoriei, când noi am venit pe strada Biserica Amzei, da. Și am privit aceste clădiri, dar le-am privit din partea opusă. Este vorba de așezămintele ionice Brătianu. Am detaliat în turul ăla despre personalitatea lui Brătianu și am amintit totodată că de partea opusă a casei, noi ne aflăm în spatele caselor lui Brătianu, se găsește și statuia dedicată marelui om de stat român. Este opera unui sculptor croat pe numele lui Ivan Mestrovici, cel care a făcut și statuia inițială a lui Carol I din fața Fundației Universitare, actuala Bibliotecă Centrală Universitară, spre deosebire de aceea care a fost distrusă în 1948 de comuniști cu un tank, iar materialul de bronz se pare că a fost folosit, nu se pare, a fost folosit pentru a face statuia lui Lenin din fața Casei Scânteia, actuala Casa Preței Libere, fosta statuia lui Lenin. Aceasta a scăpat neatinsă, este statuia originală a lui Brătianu, îl prezintă într-o postură mai puțin protocolară, să spunem așa, îl prezintă așezat. Am găsit interpretări vis-a-vis de faptul că asta arată cumva și una dintre principalele lui trăsături de caracter, în sensul că era o fire destul de leneșă, care nu excela prin putere de muncă spre deosebire de tată sau de frate de Vintilă Brătianu. În schimb, era un om extrem de inteligent și cu o capacitate foarte dezvoltată de a întrezări potențiale riscuri, respectiv potențiale avantaje în domeniul atât de nesigur al politicii și al diplomației. Nu o să stăm să dezvoltăm, pentru că am făcut-o în turul trecut și să încercăm să nu ne repetăm, mai ales că avem destule subiecte de dezvoltat și în cadrul turului de astăzi, respectiv
casa următoare, care vine după așezămintele Ionice Brătianu, clădirea albă, care arată un stil neoclasic timpuriu, să-i spunem. Este printre primele de felul său în București și a fost făcută în prima jumătate a secolului al XIX-lea, la 1840, de către unul dintre potentații politici a epocii lui Gheorghe Bibescu. L-avem erou și într-unul din filmele din seria Florin Piersic, Mărgelatul. Este vorba de Aga Alecu Vilara. Alecu Vilara, unul dintre fruntașii vieții politice din timpul domniei lui Gheorghe Bibescu și un om cu stare, după cum se vede din din aspectul acestei construcții, a ridicat această casă pentru fiica lui, care a ajuns să fie să se mărite cu un membru al familiei Crețulescu. Și cu Crețuleștii ne-am mai întâlnit noi tot în turul de pe Calea Victoriei, atunci când am ajuns la biserica ce le poartă numele până astăzi. Spuneam atunci că sunt familie, una dintre cele mai vechi familii boierești neaoșe române și totodată socotiți de almanahul Gota ca fiind de neam princiar prin înrudirea cu dinastia domnitoare a Basarabilor. Dintre ei, probabil generația cea mai cunoscută și probabil cea mai luminoasă este cea a fraților Nicolae Scarlat și Constantin Crețulescu, cei care participă la Revoluția de la 1848, la care lista e mai scurtă cu ce n-au făcut decât cu ce au făcut, pentru că sunt membri fondatori ai Partidului Național Liberal, sunt membri fondatori ai Academiei Române, sunt miniștri, respectiv prim-ministri ai României, iar în cazul de față vorbim de locuința lui Scarlat Crețulescu. El este cel care o moștenește astfel ca dar de nuntă făcut soției sale de către părinte. Acest Agă Vilara a avut o viață destul de interesantă la rândul său. A fost un om cu viziune, deci lăsând la o parte că este printre primii care intuiesc tranziția de la arhitectura orientală la cea de manieră occidentală. Putem să vedem, de exemplu, un frontispiciu al casei tratat într-un stil pur neoclasic, cu coloane ionice și cu fronton, care este echivalentul salonului de primire la o asemenea locuință. Acest Aga Vilara a mai avut o inițiativă istorică în premieră pentru români și o să vedem că o să ne mai lovim de subiectul ăsta în cursul turului de astăzi. Respectiv, este primul care lansează un vas la apă sub pavilion românesc. La 1840 și ceva este lansat la apă nava Marița. Marița botezată după nimeni alta decât Marițica Văcărescu, cea pe care am întâlnit-o în turul de pe malurile Dâmboviței și care era iubita și ulterior soția lui Gheorghe Bibescu. Omul, după cum se vede, știa foarte bine cum trebuie să joci în chestiile astea de politichie ca să te faci plăcut tuturor. Este primul vas care navigează sub pavilion românesc, face o singură cursă, din câte știu eu, respectiv până la Constantinopol, care grâne se duce, atunci întoarce cu vin. Bun târg, dacă mă întreb pe mine. Lucrul ăsta a devenit posibil, am spus că o să ne mai întâlnim cu capitolul flotei române, așadar putem să începem istoria de acum. Lucrul ăsta, respectiv ca România, la vremea aceea țara românească, să lanseze la apă o navă, a devenit posibil după tratatul de la Adrianopol din 1829, care a deschis comerțul românesc față de cel internațional, noi până atunci aflându-ne sub un monopol impus de către Imperiul Otoman. În momentul în care se deschide comerțul, vasul Marița este cumva emblematic pentru ceea ce face, pentru că principalul nostru articol de export sunt chiar grânele, noi fiind una dintre țările cele mai bogate în ceea ce privește fondul agricol. Așadar, asta este cumva semnalul de începere al comerțului care se va dezvolta ulterior. Și tot acest Agă Vilara este totodată norocos și ghinionist. Este ghinionist pentru că se află în trăsura lui Bibescu când are loc un atentat la viața domnitorului. Și atentatul are legătură cu punctul final al turului nostru de astăzi. Aflat în caleașca lui Bibescu, trei tineri membri ai frăției, ai societății revoluționare care va declanșa de altfel revoluția de la 1848, deschid focul asupra caleștii. Aga Vilara scapă neatins, în schimb Bibescu este atins de gloanțe, dar nu este rănit. Unul dintre gloanțe se pare că ricoșează dintr-un epolet din uniforma domnitorului, iar vreo două nimeresc practic în capitonajul caleștii, trecând prin mantie. Mantia, din câte știu, se păstrează, deși recunosc că eu nu am văzut-o. Am înțeles că la Muzeul Militar s-ar păstra mantia respectivă. Așadar, spuneam, și un om norocos totodată.
și lasă moștenire fetei căsătorite cu Scarlat Crețulescu, această casă superbă care făcea parte la vremea respectivă dintre cele mai reputate saloane de bal din București. Tocmai de-aia avem de a face cu o sală de primire de asemenea dimensiuni. Se vede cu niște ferestre ample care să permită o cât mai bine, mai bună iluminare și în interior se văd tot așa niște proporții generoase ale edificiului. Mi se pare că se mai păstrează parchetul original, dar sper să nu vorbesc prostii. Ca și alte edificii din vremea aia, am discutat, de exemplu, despre Palatul Suțu, care seamănă oare cumva, deși este mai elaborat, să spunem, din punct de vedere arhitectonic. Și în cazul casei acestea, accentul nu s-a pus numai pe clădirea propriu-zisă, ci și pe ansamblu grădinii. Grădina era de asemenea mai amplă decât este astăzi și mult mai elaborat decorată, respectiv avea plante exotice în spate, se găseau niște sere din sticlă care astăzi nu se mai păstrează și unde se cultivau tot așa plante rar întâlnite în zona noastră și totodată prin grădina ei se plimbau ibiși, se plimbau păsări originare din Egipt care de asemenea făceau o foarte bună impresie vizitatorilor. Doamna Crețulescu, născută Vilara, din păcate a murit cea din tâi, la o vârstă destul de tânără, până în 60 de ani. Scarlat Crețulescu a ținut salonul deschis până la sfârșitul vieții și ulterior a fost moștenit de către frate, de către Nicolae Crețulescu, atât cât a mai trăit acesta. El, aflându-se mai mult la Paris decât în România, și lucrul ăsta a fost o trăsătură la o parte din aristocrația românească, la un moment dat rezidau mai mult în străinătate, o să mai vedem cazuri în turul de astăzi, s-a hotărât să vândă casa. Drept urmare, aceasta a intrat pe mâinile unui banchier care avea la fel o viață destul de luxoasă și care a fost ultimul proprietar particular al acestei locuințe, deoarece după 1948 ea a fost naționalizată și a devenit în primă fază purtătoarea unui nume cu destul de trist reverberații din istoria românească, a fost Muzeul Român-Rus. Un muzeu care aparent voia să celebreze triumful relațiilor româno-ruse în perioada de dominație sovietică. I s-a îndulcit rolul după anii 70, dacă mi-aduc eu bine aminte, când probabil cel mai mare eminescolog pe care l-am avut noi în istoria literară, Dimitrie Panaitescu, cunoscut mai bine sub pseudonimul de Perpesicius, cel care e veteran din primul război mondial, rănit la mâna dreaptă, a învățat să scrie cu mâna stângă și este probabil, cum spuneam, cel mai bun cunoscător al textelor eminescene. Acum nu vreau eu să fac niște clasamente, că nu am căderea să fac așa ceva, dar el este cel care reușește mutarea în această clădire a Muzeului Național al Literaturii Române, care a rămas aici până după anii 2000, către 2010, mi se pare, când a avut loc un proces de retrocedare. Știu că s-a făcut oarecare vâlvă în presă legat de condițiile acestei retrocedări. Iarăși, nu am informațiile necesare ca să pot să dau eu un verdict, dar cert este că muzeul a fost nevoit să se mute și în prezent se găsește în apropierea străzii George Enescu, în spatele Bisericii Albe, un sediu, și pentru că nu are suficient spațiu doar acolo, mai are un sediu pe calea Griviței. Acum am făcut un mic ocol pentru că și asta este o străduță pe care am omis-o la turul trecut. N-am omis-o din rea voință, bineînțeles, știam că o să o prindem în turul de data aceasta. Strada nu se numește degeaba General Cristian Tell. Aici s-ar fi găsit până prin anii 2000, mi se pare, și casa acestui reprezentant de seamă al Revoluției de la 1848, cel care alături de generalul Gheorghe Maghero au fost brațul armat al Revoluției, cei care au mobilizat într-adevăr trupe de foși panduri și haiduci în sprijinul Revoluției și care au încercat să organizeze și după pătrunderea trupelor otomane în țară o rezistență armată în Oltenia, cele din urmă curmată. Nu s-a afirmat foarte pregnant ulterior în viața politică a țării, se vede că se descurca mai bine pe câmpul de bătaie, dar s-a bucurat de stima contemporanilor, mai ales pentru conduita morală de care se pare că a dat dovadă. Inclusiv Carol I, a murit generalul în prima parte a domniei lui Carol I, dar se pare că îl stima foarte tare. Era un respect, să spunem, de la ofițer la ofițer, pentru că și Carol I știm foarte bine că era produsul școlii prusace militare. Așadar, din păcate, orașul nu mai păstrează astăzi decât amintirea numelui
acestui general și nu, despre casa asta imediat vorbim, asta este casa unei alte personalități. Recunosc că nu știu exact, n-am reușit să-i fac localizarea exactă, nu e o stradă foarte lungă, este undeva în segmentul acesta. Din păcate, o altă casă care amenință să dispară foarte curând este casa de la care se păstrează acum numai fațada și care are un corp central destul de ușor de recunoscut prin ieșirea sa în afara liniei centrale. Este casa care s-a păstrat prin porecla proprietarului, este respectiv casa Rapinoe. Rapin în limba franceză înseamnă un pictor care nu e foarte talentat și cam fură de la maestru, așa, trage cu ochiul pe lângă pânza maestrului să vadă ce face respectivul. Nu-i degeaba numele ăsta, pentru că, într-adevăr, proprietarul ei a fost pictor. Vedem că este un stil neoclasic eclectic de data aceasta și, cum spuneam, cu acest hol prelungit cumva în partea centrală, pe unde domnul Andrei Pipidi dă niște mărturii că se puteau vedea cu aproape 90 de ani în urmă, văzându-se, se puteau vedea șevaletul unde, la care lucra acest pictor, acest pictor care de fapt s-a numit Alexandru Ghica și a fost fratele monseniorului Vladimir Ghica, da, din această ramură a familiei, înrudit odată cu familia de Blarenberg prin mamă. Mama este Alexandrina, născută de Blarenberg. Iar tatăl este Iancu Ghica, cel care a fost reprezentant al României la Constantinopol. Între altele, că acolo se naște, de exemplu, monseniorul Ghica. Mai puțin cunoscut e adevărat decât cei doi frați ai săi, că a mai avut un frate, acum îmi scapă numele mic, al celuilalt, dar celălalt a activat în domeniul diplomatic. N-a rămas cunoscut, se pare, nici în mediul artistic. La un moment dat știu că la Constantin Bacalbașa se găsește o mențiune din București de altă dată, că un restaurant undeva prin Giulești avea niște scene mai puțin ortodoxe, așa, cu personaje, dacă mai puțină vestimentație, care se pare că erau atribuite acestui pictor, dar cert este că era un personaj foarte pitoresc care purta pince-nez, purta ochelarii aia care nu se sprijineau decât pe nas, pălărie cu boruri largi, mustăcioară răsucită și ieșea cu un cocker de culoare cafenie cu care vorbea în franțuzește, adică un om într-adevăr original și cu o locuință foarte frumoasă, care din păcate acum suferă ceea ce au suferit și alte locuințe din București, respectiv este lăsată să cadă și probabil că în locul ei va răsări altceva. Un alt bloc. Da. E păcat să vezi lucrurile astea și e păcat să se șteargă cu totul memoria anumitor locuri și anumitor timpuri. În schimb, de o soartă mai bună se bucură imobilul pe care îl vedem în partea stângă a străzii, cum am intrat. Este o casă, de data asta, în stil neoromânesc și neoclasic, așadar este un stil combinat. I s-au adăugat anumite elemente care nu prea concordă cu stilul ei arhitectonic, mai ales pe la poartă. Casa a fost mai de mult sediul liceului francez, care acum s-a mutat în nord, Ana de Noail, și acum, după cum putem să vedem, este sediul colegiului german Goethe. E meritul celor două instituții, din câte știu eu, pentru că se găsește într-o stare bună de întreținere. Ea a aparținut inițial unui fruntaș al Partidului Național Liberal, respectiv Petre Sebeșanu Aurelian. E un nume care astăzi nu prea mai rezonează, pentru că omul a activat în niște domenii, să spunem, mai puțin pasionante. A fost economist și agronom și este primul de care are această profesie și devine membru al Academiei Române. Are niște scrieri în care dovedește o concepție foarte avansată, mai ales privitor la agricultura României, că tot venim din istorii din astea cu comerț și cu agricultură, pentru că România e înzestrată de natură cu niște resurse peste medie în ceea ce privește producția agricolă. Oamenii din perioada asta, Petre Sebeșan Aurelian, Ion Ionescu de la Brad și alții, au întrevăzut cum s-ar putea valorifica maximal potențialul ăsta, deoarece în epocă noi ne remarcam prin o forță de producție destul de înapoiată. Nu foloseam mijloacele tehnice cele mai moderne, se folosea în continuare munca manuală și de aceea producția era surprinzător de bună pentru ce mijloace foloseam, pentru că ne ajuta solul foarte mult. Oamenii ăștia sunt cei care au întrevăzut pentru prima oară potențialul pe care l-ar putea avea România în cazul mecanizării agriculturii, folosirii noilor mijloace tehnice. Suntem în perioada când se descoperise motorul cu abur, apăruse
primele forme de mașini agricole, respectiv batozele, acelea care separau paiele de bobul cerealier propriu-zis, apăruseră niște pluguri mai avansate, niște secerători, chiar dacă cu tracțiune animală, care totuși ușurau producția, apăruseră noi tehnici agricole, se descoperiseră fel de fel de maniere în care se putea eficientiza producția respectivă. El este unul dintre oamenii care teoretizează toate aceste scrieri. Eu tot amintesc citate la doi conservatori pe tema asta, vis-a-vis de ce ar fi putut să fie în România și, din păcate, situația în care ne găsim până astăzi. Unul dintre ei este Lascăr Catargiu, cel care la un discurs parlamentar a avut celebra replică că România este o țară bogată când plouă și se întâmplă că uneori nu plouă. Și asta vis-a-vis de absența, din păcate, și astăzi, deși am avut la un moment dat sistem de irigații. Încă mai realist a fost, în schimb, Petre Pecarp. Petre Pecarp, care tot așa în cadrul unui discurs parlamentar, explică faptul că o țară care rămâne doar agricolă începe prin a exporta cereale și sfârșește prin a exporta oameni, ceea ce este un criteriu clar pentru sărăcie. Și iată că a avut dreptate cu o bătaie destul de lungă, la peste 100 de ani de când ținea discursul ăsta în Parlament, constatăm că este în țara cu cea mai mare emigrație din Uniunea Europeană, cel puțin. E păcat că nu s-a ținut cont de viziunea oamenilor ăstora, indiferent de ce apartenență politică au avut. Lucrul ăsta s-a observat, în schimb, în perioada lui Carol I, când, în ceea ce privește proiectele naționale, oamenii ăștia știau să concorde la un moment dat, să treacă de adversitățile politice și să pună toți umărul pentru realizarea unor astfel de proiecte. Vom vedea că nu vom ajunge la capul turului de astăzi și care au fost discordanțele academice, să zicem, între anumite viziuni. Bineînțeles, au rămas celebri în epocă și pentru astfel de cancanuri politice, respectiv conflicte cu alți oameni din cadrul partidului sau din opoziție, mici scandaluri prin presă. Nici Petre Aurelian nu a fost lipsit de astfel de evenimente. O să ne întoarcem puțin și o să o luăm pe strada Aricoandă, în partea stângă. Da, și o să folosim trecerea de aici. Așa cum am spus, noi o să păstrăm tronsonul între Calea Victoriei și Bulevardul Catargiu. Așadar, zona Pieței Romane o rezervăm de asemenea unui tur următor. Da. Pentru că o să vedem că sunt destule subiecte de văzut în zona asta. Continuăm cu casa din partea noastră dreaptă, așa, în direcția în care avansăm. E tot o casă în stil neoclasic, dar cu un registru destul de simplificat de tratare a fațadelor. Sunt niște elemente discrete, decorative. Practic ne aflăm în mijlocul unei proprietăți de familie, pentru că și casa asta aparținut tot familiei Crețulescu, de data asta aparținut fratelui lui Scarlat, deci erau vecini, Nicolae Crețulescu. Nicolae Crețulescu este probabil cel mai prolific dintre frați. El este cel care e prim-ministru, cum spuneam, fondator al Academiei Române, membru fondator al Partidului Național Liberal și, mai mult decât atât, are marele merit de a fi primul care fondează o instituție de învățământ medical în spațiul românesc, respectiv Școala de Chirurgie Mică de la Spitalul Colțea, care precedă instituțiile înființate ulterior de către doctorul Carol Davila și care este, pe bună dreptate, considerat părintele învățământului medical românesc. Ei toți se sting în secolul XIX și, ulterior, din câte știu, familia se rărește până când dispare cu desăvârșire. În prezent nu știu să mai existe cineva cu numele de Crețulescu. Datorită unei întâlniri cu domnul Max Caragea Johnson, unul dintre moștenitorii nababului lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, am aflat de curând că și casa de vis-a-vis a aparținut unui medic, dar în momentul de față i-am uitat numele, mi l-a spus, trebuie să revizuiesc un pic informația trimisă de către el. Casa i-a fost naționalizată în perioada comunistă și săracul a fost nevoit să locuiască la demisol, respectiv chiar la fereastra care e pe colțul casei. E o situație recurentă, din păcate, în perioada comunistă
aceste umilințe pe care au trebuit să le îndure foștii proprietari pentru simplu fapt că n-au fost de partea corectă a regimului sau a bunăstării sociale, de parcă toată lumea e vinovată că s-a născut într-o familie cu stare. Și una dintre practicile cel mai des întâlnite au fost exact aceasta de a te trezi în casă cu mai mulți chiriași și să fii nevoit tu, fostul proprietar, să ocupi cele mai incomode camere ale locuinței tale. Asta a fost situația, o să mai întâlnim din păcate exemple de genul acesta în cadrul tururilor. Acum ne uităm pe partea stângă. Noi ne aflăm pe strada care se numește în prezent Henri Coandă. Nu s-a numit întotdeauna așa. În timpul comunismului s-a numit Ice Frimuș. Trebuie să recunosc că habar n-am cine a fost omul ăsta. Iar mai înainte a purtat un schimb, un nume și mai sonor, respectiv în perioada interbelică, se numea Benito Mussolini. În onoarea dictatorului fascist italian, cu care eram de altfel aliați până în 1944. Și nu se numea degeaba așa, pentru că încă din anul 1920 aici se găsea sediul ambasadei Italiei. A rămas aici până în prezent, deci are peste 100 de ani de când ființează aici. Ocupă în prezent două imobile și dacă ne uităm, putem să vedem limpede că provin din perioade diferite în ceea ce privește stilul arhitectonic, cel mai vechi fiind evident cel din partea dreaptă, așa cum privim noi. Să avem grijă să nu cumva să deranjăm că suntem în zonă de ambasade. Corpul acela și corpul acesta, nu? Da, sunt două imobile separate și au fost, sunt unite administrativ prin achiziționarea lor succesivă de către ambasada Italiei. Primul achiziționat și clădirea mai veche este evident cea din partea dreaptă, care este tot în stilul neoclasic. Ea a fost inițial clădirea unui domn care poartă un nume iară care poate să inducă oarecare confuzii, pentru că îl chema Stolojan. Anastase Stolojan, n-are legătură cu omul politic actual, era craiovean de origine, studiase dreptul la Paris, a fost primar al Craiovei și ministru de justiție în perioada secolului XIX. Principala lui realizare politică, sau una dintre realizările politice pentru care ar trebui să fie cunoscut, este faptul că la 1877, fiind deputat în Parlamentul României, a interpelat guvernul pentru lipsa de acțiune în fața agresiunii otomane. Este momentul în care rușii declară război Imperiului Otoman, este ultimul război ruso-turc rămas la noi sub denumirea de războiul de independență și în primă fază, deși România, mă rog, Principatele Unite își oferă sprijinul militar, refuză și cer doar drept de tranzit. Turcii iau lucrul ăsta drept act de război, faptul că am permis tranzitarea de către trupele ruse și încep să bombardeze malul românesc. Anastase Stolojan este cel care interpelează guvernul pe această chestiune și în felul ăsta se trece o moțiune prin guvern, în urma căruia declarăm și noi război Imperiului Otoman și în felul ăsta ne obținem independența de stat cea anunțată de Cogălnicianu în Parlamentul României. Suntem independenți, suntem nație de sine stătătoare. Ei bine, acest domn Anastase Stolojan și-a făcut și casă în București, evident. Era un domn cu foarte bună situație materială, de altfel o caricatură rămasă din secolul XIX, probabil principalul caricaturist pe care l-am avut în perioada aceea, deși doi, să spunem, că au fost mai importanți, dar de la unul nu se prea păstrează mare lucru. Constantin Jichidi este cel de la care nu se prea păstrează. În schimb, celălalt, Nicolae Petrescu Găină, este cel care ilustra ziarele epocii cu caricatura ale principalelor personaje politice și domnul Anastase Stolojan avea un defect foarte ușor de ironizat, în sensul că era un pic cam corpolent, cel puțin în ultima parte a vieții și este prezentat drept latifundiarul lat în ceafă. Dar dincolo de aspectul ăsta și se pare de nelipsitul trabuc pe care îl purta asupra sa, a fost, se pare, un om care a dorit binele țării și care a și făcut destule lucruri în direcția asta. A încheiat și niște căsătorii destul de bune. El s-a căsătorit cu o doamnă Vrăbiescu, familie tot așa boierească, și a devenit socru lui Vintilă Brătianu, fratelui lui Ionel Brătianu, care, din câte știu, în prima fază i-a și moștenit casa, până în anul 1920, când este vândută prin intermediul unui agent italian, este vândută statului italian și devine sediul ambasadei.
S-a lărgit ulterior casa prin cumpărarea și a imobilului alăturat, care se vede că este cu o arhitectură mai modernă. Este un arhitect de origine italiană care tratează fațadele, dar în momentul de față îmi scapă. Gerardo Bosio îl cheamă, care tratează fațadele în stilul care cumva caracterizează perioada interbelică din Italia. Casa din stânga fiind a unui petrolist pe numele dumnealui Rică Georgescu, un domn care a avut așa un stil de viață mai extravagant, păstrând proporțiile, l-am putea considera varianta românească a lupului de pe Wall Street. Și asta dă ansamblu de până astăzi ocupat de către ambasada italiană. În partea dreaptă avem de a face cu o clădire care în prezent deservește statul german. Nu filmăm, numai descriem și mergem mai departe. În cazul de față este un edificiu de proporții grandioase. Este ceea ce în perioada secolului XIX se numea Hotel du Ville, expresia supremă a arhitecturii boierești aristocratice în Europa aceea Belle Époque. Nu se vede nimic. Este expresie a stilului baroc, renascentist, Ludovic al XVI-lea, tot cu elemente neoclasice de decor, și locuința i-a aparținut inițial lui Alexandru Florescu. Floreștii sunt altă familie neaușă românească. Domnul a fost un diplomat de carieră, a fost, de exemplu, primul ambasador român în statele baltice, în Estonia, Letonia și Lituania, state care apar după primul război mondial prin prăbușirea Imperiului Țarist, pentru că se aflaseră în componența acestuia, au o existență relativ scurtă, din păcate, pentru că după perioada interbelică, după al doilea război mondial, sunt din nou ocupate și devin parte a Uniunii Sovietice și își recâștigă independența după 1991. Tot domnul Florescu era cunoscut în epocă și pentru faptul că era un tip destul de pasional, fiind atât duelist cât și cartofor. La un moment dat să și legau cele două activități. Mormântul familiei este la Belu. Casa a avut și o reputație mai dureroasă, să spunem puțin, pentru bucureșteni la începutul secolului 20, deoarece aici a locuit în perioada ocupației germane a Bucureștiului mareșalul Mackensen, cel care a comandat trupele puterilor centrale pe frontul acesta românesc în primul război mondial. Așa, pe scurt, România a intrat mai târziu puțin în primul război mondial, am intrat în 1916 și noi trăgeam nădejde la vremea aceea că vom putea ține defensiva în sud cu bulgarii, să putem ataca în Transilvania, principalul teritoriu pe care doream să-l cucerim de la Imperiul Austro-Ungar. Însă serviciul de spionaj german și-a făcut foarte bine treaba, știau că vom ataca și, drept urmare, pe frontul de sud existau două armate bulgare, dar cu ofițeri germani comandate de mareșalul Mackensen, mareșalul cu ochi de oțel, cum mi se mai spunea. Apare în poze, este un tip foarte pitoresc, poartă căciula de husari a armatei prusace, care are un cap de mort, un Totenkopf pus pe căciulă. Și însăși privirea lui inspiră multe lucruri. Spre sfârșitul vieții a fost unul dintre susținătorii lui Adolf Hitler, deci n-a ieșit foarte frumos din istorie, dar altfel un foarte capabil strateg și tactician, este cel care ne administrează înfrângerea de la Turtucaia, probabil cea mai grea înfrângere românească din primul război mondial, și care după aceea pătrunde pe teritoriul României și reușește inclusiv ocuparea Bucureștiului la sfârșitul anului 1916, fiind comandantul forțelor de ocupație până în 1918, când odată cu prăbușirea Imperiului German sunt nevoiți să se retragă. A fost o perioadă dificilă pentru istoria capitalei. Sunt mai multe jurnale și memorii, inclusiv ar fi cel al Piei Alimănișteanu, care vorbesc de această perioadă, de anumite durități ale autorităților germane, de anumite aspecte care au demonstrat faptul că erau totuși niște oameni corecți sub alte privințe. Revenind, nu știu exact care a fost soarta clădirii după decesul domnului Florescu. Cert este că a ajuns în posesia statului român, care a cazat în primă fază aici Institutul de Lingvistică al Academiei Române, ulterior ocupat în anii 90, când am avut și eu ocazia să intru aici, de Institutul German Goethe. Institutul s-a mutat la rândul său undeva prin 2010, cred, s-a mutat pe strada Tudor Arghezi și, după cum se vede până astăzi, are un rol
asociat statului german. Acum, cred că dacă furăm două cadre ale clădirii, nu se supără nimeni, dat fiindcă poți să o vezi cu Google Earth. Nu văd care ar fi marea problemă să... E impunătoare. Da, da, da. Este, așa cum spuneam, gândită să, ca Hotel de Ville. Este ultima expresie a arhitecturii aristocratice. Se poate observa o treabă din proporția ferestrelor. La parter sunt mai mari decât cele de la etaj, pentru că la parter vorbim de spațiu destinat recepțiilor, destinat musafirilor, în timp ce la etaj avem spațiu particular. Asta este logica majorității locuințelor de acest tip, respectiv cât mai mult dezvoltată partea unde au loc recepțiile și mai restrâns decorul și confortul pentru spațiu privat, pentru că așa era gândită societatea epocii acelea. Un alt element, să spunem, caracteristic pentru tipul ăsta de clădire este gardul din fier forjat cu poartă monumentală. Se vede poarta păstrată în condiții foarte bune, prin care putea să intre liniștit un echipaj cu trăsură și putea să tragă în fața marchizei, pe care din păcate n-am putut o filma, este pe partea opusă a clădirii, în felul ăsta făcându-se primirile la recepțiile de altcândva. O să avem totuși ocazia, sper, dacă se vede mai clar, la Palatul Nababului, să vedem ce însemna o asemenea clădire. Aici aș spune că e trist că nu o putem filma, dar pentru mine este îmbucurător faptul că în sfârșit se restaurează. Avem de-a face, o luăm invers cronologic de data aceasta, cu sediul Institutului, în prezent sediul Institutului de Arheologie Vasile Pârvan. Undeva în curte ar trebui să existe un bust al celebrului arheolog. Vedem tablița care ne arată destinația clădirii. Da, bustul poate fi văzut dacă venim un pic în stânga. Vasile Pârvan este probabil cel mai mare arheolog pe care l-a avut România, a trăit în prima jumătate a secolului 20. Face parte dintr-un soi de dinastie academică, este ginerele lui Ioan Bogdan. Ioan Bogdan, unul dintre cei mai mari slaviști pe care i-am avut, s-a ocupat de traducerea documentelor vechi de cancelarie românească, fără de care noi nu putem să avem o istorie originală, pentru că ele sunt principalele izvoare de care ne folosim în studiul acestora, și îl moștenește pe părintele arheologiei românești, Grigore Tocilescu, cel care începe săpăturile pe teritoriul dobrogean, zona cea mai veche a istoriei noastre. Centrul activității sale se desfășoară la Histria, unde conduce un vast șantier arheologic, și descoperirile de acolo dorea să le transpună într-o trilogie dedicată istoriei veche a românilor. Din păcate a apucat să publice numai primul volum din trilogia asta, este vorba de lucrarea Getica. Există anumite erori în lucrarea asta, dar în ansamblu este considerată viabilă din punct de vedere academic până astăzi și este partea cea mai greu de alcătuit a istoriei românilor, pentru că ne lipsesc aproape în totalitate mărturiile scrise. Sau este o mare penurie de mărturii scrise, indiferent ce ne-ar plăcea nouă să credem, până în prezent cel puțin nu s-a descoperit o scriere a getodacilor. Drept urmare, noi nu avem mărturii scrise directe de la populația care a locuit pe teritoriile astea în perioada Antichității. Toate mărturiile despre teritoriile românești din Antichitate ne sunt date de străini, fie că e vorba de inscripții, fie că e vorba de cronicari ai Antichității. Și drept urmare, ca să poți să formulezi o istorie cât de cât coerentă, ai nevoie de aceste descoperiri arheologice, că vorbim de descoperiri epigrafice, numismatice sau de altă factură. Pârvan este cel care articulează această istorie veche și îl consider un foarte bun remediu împotriva dacopatiei care bate astăzi pe la români, răzbate astăzi prin diferite cercuri, când auzi discuțiile alea despre tuneluri prin Bucegi sau cum dacii reușeau să comunice prin mai știu eu ce tehnologie. E bine să te uiți un pic în lucrarea lui să vezi cam care era realitatea în zona aceasta. Pasiunea pentru arheologie practic l-a constat viața pe omul ăsta, pentru că a ignorat, aflându-se pe șantier, niște semne vizibile de apendicită și în momentul când a fost luat pe sus să fie operat, deja se instalase peritonita și a murit pe masa de operație, refuzând să-și părăsească șantierul mai înainte, în intervalul de timp în care ar mai fi putut fi salvat. El dă numele Institutului de Arheologie și se pare că aici se păstrează
colecția acestui institut, colecție care originează cumva în o instituție înființată în secolul XIX din colecțiile banului Dumitrache Ghica, cel a cărui casă am văzut-o în turul de pe malurile Dâmboviței, și a generalului Mavros. Cei doi colecționari privați își pun la oaltă colecțiile și fondează un mic muzeu de antichități. Nu mai știu cine dă mărturia asta, este un străin care cere în secolul XIX să viziteze această colecție de antichități și este pur și simplu îngrozit de starea în care se găseau artefactele păstrate în niște condiții insalubre. Ulterior, în timpul domniei lui Carol I, în schimb, se organizează foarte repede un muzeu modern. Aceeași persoană este uimită la distanță de doar 20 de ani de cât de riguros organizat și cât de bine este expus acest muzeu, a funcționat o perioadă în Palatul Universității București și după care, la inițiativa lui Nicolae Iorga, marele nostru savant, cu care o să ne mai întâlnim pe parcursul turului de astăzi, este mutat în casa pe care o vedem astăzi. Tot Iorga este cel care îi dă și organizarea asta, să spunem, actuală. Locuința de aici, în schimb, poartă un nume cu care ne-am mai întâlnit în turile trecute, Maca. Ne gândim la pasajul Maca Villa Croș și nu ne gândim fără temei, pentru că cel care a deținut terenul de aici este ginerele dragomanului Serafim, marele mâncău, care deținea terenul de unde este construit acum pasajul. El se însoară cu una dintre fetele acestui dragoman. Este vorba de Mihalache Maca, negustor de origine greacă. Și este moștenit aici de către fiul său, colonelul Petre Maca, tatăl Mihalache Maca, fusese inclusiv furnizor al armatei române și asta explică în parte averea de care se bucura. Drept urmare, Petre Maca poate să realizeze una dintre casele cele mai reușite în ceea ce privește expunerea stilului neoclasic în arhitectură. Am uitat exact numele soției, cred că este Elena Maca. Cei doi au locuit împreună în această casă, el a murit cel din tâi, iar doamna se pare că era mătușă arhitectului Berindei, Ioan Berindei, care a făcut unele amenajări. Casa este ridicată de un arhitect de origine elvețiană, Jules Berthet, dar arhitectul Berindei a făcut ulterior niște modificări, respectiv a instalat niște sere, inclusiv una care se găsea la etaj și se poate vedea în poza care ne înfățișează aspectul clădirii, această seră din sticlă, și un lift ca să o ajute pe mătușa ajunsă la o vârstă venerabilă să se deplaseze mai ușor prin casă, lift care se pare că a dispărut ulterior, s-a dus în sus și nu s-a mai întors. Nu știu exact cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Cei doi au o caperă la Pasărea care, din păcate, a fost vandalizată. Și doar acolo, din câte știu eu, se găsesc imagini cu acești proprietari. Dacă rețin eu corect, soția este cea care, Elena Maca, este cea care a donat casa Academiei Române și în felul acesta se adăpostește până astăzi sediul Institutului de Arheologie. Sper că atunci când va fi gata restaurarea imobilului, să fim noi sănătoși, să se poată și vizita, pentru că ar trebui să aibă, repet, și o colecție de antichități. Din fericire, în schimb, casa este toată vis-a-vis, tot cu elemente neoclasice, dar iarăși tratată într-o manieră mai simplă, poate fi vizitată, face parte din Muzeul Municipiului București, și a fost locuința primului director al acestei instituții, cel pe care îl vedem acolo reprezentat în tablou. Este vorba de doctorul George Severeanu. Acum, faptul că am spus că a fost primul director al Muzeului Municipiului București ne aduce cu gândul la o personalitate umanistă. Nu a fost, a fost medic în adevăratul sens al cuvântului, nu este doctor în istorie, este doctor în medicină și este alături de doctorul Dimitrie Gerota, unul dintre cei doi pionieri în domeniul radiologiei, recunoscuți la nivel mondial pentru cercetările în acest domeniu, dar care în timpul liber, știm toți cât timp liber are un medic, n-are, așa, fiind pasionați de artă veche și de numismatică, a adunat o modestă colecție de câteva mii de exemplare, de monede vechi, de medalii, de vase, de sculpturi, inclusiv niște vase de tanagra, care sunt un soi de lână de aur pentru arheologi. Colecție pe care a lăsat o moștenire statului român
și din fericire în anii 2000, mi se pare că prin 2006 au demarat, 2004-2006, au demarat lucrările de restaurare ale imobilului și în prezent există o colecție de aproape 9000 de exponate plasate în vitrine foarte bine alcătuite. Da, da, da. Și inclusiv biroul de lucru al doctorului se pare că era un pic cam tipicar, domnul doctor. Inclusiv mobilierul era făcut la comandă ca să se poată el mișca mai în voie prin birou. Dar inclusiv biroul lui poate fi văzut exact așa cum a fost lăsat, pentru că a fost restaurat pe baza fotografiilor vechi păstrate de la el. E un lucru bucurător să vezi că totuși se poate să existe și asemenea cazuri de case vechi și de colecții care se pot păstra și care pot să fie văzute de oricine dorește la un preț cu totul modic. Eu recomand cu fiecare ocazie vizitarea tuturor dependențelor Muzeului Municipiului București. Sunt număr de 14 sau 15, mi se pare. O să mai vedem una în cadrul turului de astăzi. Dar și aceasta este una dintre ele și, cum spuneam, merită vizitată. Aici în stânga știu că este casa unui inginer, Basil Cantacuzino. Salutăm! Să trăiți, Damian Amfili. Pare bine de cunoștință. Mulțumesc frumos! Dar nu știu să spun mare lucru despre personalitate momentan. Sper să găsesc mai multe informații pe parcurs. Tot așa o casă cu influențe neoclasice. Iar locuința situată vis-a-vis, care acum servește, după cum văd eu, drept sediu unui restaurant și care este tot în stil neoclasic, este, așa, după cum se vede, un stil unitar în zonă, să spunem, ilustrează o anumită epocă, a aparținut familiei Olănescu. Olănescu, familie de moșieri mai puțin cunoscută, nu face parte dintre numele sonore ale clasei boierești, dar Dimitrie Olănescu Policrit Ascanio este unul dintre membrii junimii, unul dintre oamenii care au fost contemporani și l-au cunoscut bine pe Mihai Eminescu, de exemplu, însă provenind, să zicem, dintr-o clasă socială favorizată, a fost un om care, deși se pare că avea talent, niciodată nu a abordat teme complexe. A scris dramaturgie, a scris poezie, a publicat câte ceva prin convorbiri literare, dar a rămas tot timpul plezirist, să spunem. A făcut lucrul ăsta așa ca un hobby, nu s-a dedicat scrisului, ca să spunem așa, și drept urmare, să zicem că nu are un loc celebru în istoria noastră literară. O să mergem în față. În schimb, are un mare merit, respectiv a scris prima istorie a teatrului la români. Deci este prima istorie academică dedicată teatrului românesc. Are o acțiune de pionierat în domeniul acesta. În general, din mediul literar ne-au izvorât nouă preocupările astea conexe, exact cum Nicolae Filimon, de exemplu, primul nostru romancier, este totodată și primul nostru critic muzical. El este primul care face o astfel de secție în publicistica vremii. Ei, Ascanio Olănescu, tot așa recenzând producțiile dramaturgice ale perioadei și spectacolele de teatru, realizează în timp și o istorie a teatrului românesc. Și acum o să mergem către Bulevardul Catargiu și ne vom întoarce după aceea și vom merge pe strada Nicolae Iorga, ca în felul ăsta să încercăm să acoperim cât mai multe dintre imobile. Acum mă gândeam să vorbesc de asta la întors, dar pentru că o vedem mai bine din partea asta, o să abordez subiectul acum. Este vorba de locuința din față, în partea dreaptă, de data asta într-un stil ecletic neoromânesc cu neoclasic. Se vede că este recent restaurată. Este opera unui arhitect al cărui nume la fel poate să nască confuzii. Pentru că îl cheamă Cerchez, dar nu-i Grigore Cerchez, ci este Cristofi Cerchez. Sunt înrudiți. Ia doua actă direct, da. Cea cu acoperișul de, mă rog, seamănă țiglă, nu știu ce e în prezent, materialul folosit. Nu este o locuință care, să spunem, să iasă în evidență. Are dimensiuni destul de generoase, dar nu are o decorație foarte încărcată. Deși omul care a deținut-o a știut să iasă în evidență, i-a aparținut omului politic din perioada interbelică, Constantin Argetoianu. Constantin Argetoianu, să spunem că n-a fost cel mai delicat om politic pe care l-am cunoscut noi.
apare aproape întotdeauna în poze cu o țigară în colțul gurii. El era boiernaș oltean, avea o moșie în Oltenia și a reușit să se afirme pregnant în viața politică, pariind corect pe ascensiunea lui Carol al II-lea. În perioada regenței, în momentul în care clasa politică s-a scindat cumva după moartea lui Brătianu, unii încercând să susțină regența minorului Mihai I, alții căutând să-l readucă pe scaun pe Carol al II-lea, printre ăștia s-a numărat și Argetoianu și în felul acesta a intrat în grațiile suveranului, a ocupat mai multe scaune de funcții ministeriale, până când, după asasinarea ministrului Armand Călinescu de către legionari, a căpătat funcția de prim-ministru și a fost implicat în represiunea împotriva legionarilor, ceea ce a adus la momentul declanșării rebeliunii legionare și o condamnare la moarte. A fost pe punctul de a fi ridicat din casă de un comando legionar și a fost salvat la mustață, să spunem, de intervenția unui angajat al Ministerului de Interne, un anume, cred că locotenent era Rioșanu, care informat la vreme despre faptul că primul ministru era pe lista scurtă a legionarilor pentru privind execuțiile, a reușit să-l salveze. A rămas în politica țării până în 1944, când, destul de abil, fuge din țară mai înainte de instalarea comuniștilor la putere, mai ales că fusese implicat cu 20 de ani mai înainte în scoaterea în afară a legii a Partidului Comunist Român. Drept urmare, nu prea le era simpatic. Însă, la 2 ani de zile după, din motive pe care eu cel puțin nu le cunosc până astăzi, are teribil de proastă inspirație să se întoarcă în țară, crezând că va putea colabora cu comuniștii. Nu numai că nu se întâmplă lucrul ăsta și că nu l-au pus înapoi în guvern, dar în 1950, în luna martie, mi se pare, a fost o noapte celebră numită Noaptea Demnitarilor, când mai mulți reprezentanți ai fostului regim au fost săltați în celebrele mașini negre și duși prin beciurile Ministerului de Interne, inclusiv prin clădirea actuală Ministerului de Interne. Constantin Argeteanu se pare că a sfârșit la Sighet, unde a și murit, fiind într-o vârstă, în vârstă destul de avansată. E un om al contrastelor. E clar un foarte abil om politic, altfel e un tip destul de lipsit de scrupule. Rămâne, de exemplu, o amintire despre el. La un moment dat, în Mahalaua Precupeți, era zonă de mici negustori olteni, cei care umblau cu cobilițele pe spinare și vindeau diferite produse. Dat fiind că vreme de 100 de ani, scăpare istorică, în București nu a existat o statuie a lui Tudor Vladimirescu, care totuși e una din figurile centrale ale istoriei noastre, oltenii aceia se hotără să facă o statuie celui care reprezentase regiunea lor istorică. Drept urmare, se adresează corect întâi lui Nicolae Iorga. Vedem ca și la anticari că știau unde să meargă și cu cine să vorbească. Nicolae Iorga e de acord, dar cel care trăgea sforile în toată treaba asta era Argetoianu, care la momentul ăla mi se pare că era ministrul de finanțe. Argetoianu are o reacție care cumva se pare că ilustrează categoria lui socială de boieri, care nu prea l-au iubit pe Vladimirescu, spunând, fiind perioadă de criză economică, era imediat după crahul de pe Wall Street, de asta ne arde nouă acum să-i facem statuie unui țăran smintit, și respinge proiectul. Cei care au reușit până la urmă să-i facă statuie au fost chiar oamenii simpli din Mahala, care au strâns bani și au cerut unui sculptor, îmi scapă numele lui acum, bucurându-se în schimb de sprijinul țărănistului Dem Dobrescu, primarul Târnăcop al Bucureștiului, care le-a dat bani, se pare, pentru soclu și în felul ăsta a apărut statuia lui Tudor Vladimirescu. Tot Argetoianu este cel care are proasta inspirație, vorbeam în turul trecut, să pună jandarmii să intervină în greva studenților de la cantina Gutenberg și se pomenește cu Dita Mai, manifestație studențească. Și tot de la el ne rămâne unul dintre cele mai interesante jurnale din perioada antebelică final și mai ales interbelică, pentru cei de mâine, amintiri din vremea celor de ieri. A fost editat, mi se pare, de domnul Stelian Neagoie după 90 și prezintă foarte detaliat viața noastră politică. Bine, cum avea Conu Costică limba și Ardeiu Iute era mic copil. De exemplu,
deși de la el pleacă toată tărășenia cu faptul că nu toți copiii reginei Maria sunt și ai regelui Ferdinand. El propagă treaba asta, altfel are și niște viziuni destul de realiste și pragmatice. A participat, de exemplu, la campania românească împotriva Bulgariei din al doilea război balcanic și observă foarte limpede carențele de organizare și de aprovizionare al armatei române, care a făcut să fim decimați de holeră, fără ca bulgarii să tragă vreun foc în noi. Și se pare că totodată a fost un tip destul de dur. Istoria asta am auzit-o relatată verbal de la profesorul meu de istorie. N-am reușit să o verific documentar. O dau și eu tot așa cu titlul de legendă istorică. Se pare că în seara în care a fost săltat în anii 50, în 1950, era deja în vârstă. În momentul când au venit băieții, spre deosebire de alții care au fost speriați pe bună dreptate, omul ăsta, știind că nu mai are ce să pierdă, a ieșit frumos în halat la securiști și a zis: da, ce să spun, mare viteș sunteți voi că ați venit după un moș bășinos ca mine. Adică măcar a știut cumva să joace până la capăt cartea politică și știa că poate să plătească un asemenea preț, se pare, și l-a și plătit. Un personaj controversat, asta nu înseamnă că nu a fost un om politic abil și care a ilustrat, de altfel, epoca lui. Nu e creditat cu foarte multe merite pentru România. Asta nu-i neagă meritele pe arena politicii, să zicem așa, și este bine că îi se păstrează locuința, chiar dacă momentan nu există niciun fel de plachetă care să amintească faptul că a fost locuită de către Constantin Argetoianu. În schimb, acum ne îndreptăm spre bulevardul Lascăr Catargiu, cel care în perioada comunistă se numea Ana Ipătescu. A fost tăiat la începutul secolului 20 și tot la fel gândit pentru a dăposti locuințele noilor puternici a evremii. E ilustrativ la fel pentru perioada Belle Époque. Din păcate, nu cadrează foarte bine și nu sunt eu primul care semnalează lucrul ăsta, clădirea secției de poliție, care altfel e realizată foarte bine din punct de vedere arhitectonic, dar nu cadrează cu locul deloc. Asta este. Bulevardul s-a numit în perioada comunistă Ana Ipătescu și mai înainte este practic o prelungire a bulevardului Colței. Cred că spuneam asta în alt tur cu voi, că piața romană s-a numit Lascăr Catargiu și se numește acum bulevardul pentru că statuia care inițial se găsea în piață acum a fost relocată în partea stângă, o putem vedea de aici. Pentru că a fost distrusă, originalul a fost distrus de către autoritățile comuniste, a fost refăcută și o avem acum pe bulevard. Clădirea despre care vrem să vorbim este cea de pe partea stângă. Principalele elemente decorative sunt cei doi putii, cei doi îngerași care, mă rog, n-au toate elementele de îngerași, nu au aripioare. Sunt doi copii, să spunem, care călăresc doi pești, pești care seamănă destul de mult cu sturionii din Marea Neagră, plus tridentul lui Poseidon, lui Neptun. Dacă ne uităm și în registru superior, vedem tot așa elemente decorative, o proră de corabie și elemente decorative care amintesc de mediul marin. Toată decorația asta nu este întâmplătoare, pentru că imobilul i-a aparținut la începutul secolului 20 uneia dintre cele mai interesante personalități din istoria flotei române, că tot spuneam că o să mai continuăm povestea asta. Este vorba de, din câte am înțeles, gradul corect al lui a fost de contraamiral Vasile Urseanu. Nu sunt, din păcate, suficient de bine familiarizat cât să știu perfect ordinea gradelor în armată și în marină. Amiralul Vasile Urseanu poate fi considerat pe bună dreptate unul dintre părinții flotei românești de război. Am plecat de la prima corabie care a navigat sub pavilion românesc, pentru că în timpul domniei lui Carol I se mai produce un eveniment politic de primă importanță pentru istoria noastră navală, respectiv dobândim Dobrogea și dobândim ieșire la mare. E cam greu să vorbești de o putere navală dacă n-ai acces la mare, nu poți să fii doar fluvială. Era de altfel și o glumă că ați auzit că în Elveția s-a fondat Ministerul Marinei și ce vă mirați, la noi nu există Ministerul Justiției. Dobândind Dobrogea, avem ocazia să ne afirmăm și în domeniul naval,
dat fiind că dețineam segmentul final al Dunării, inclusiv gurile Dunării, era important să deținem și o forță navală pentru a putea controla zona asta, mai ales că în perioada aia principala amenințare, din păcate ca și astăzi, venea de la răsărit. De altfel, tot sistemul de fortificații românești până la primul război mondial nu era gândit în contra Austro-Ungariei, ci era gândit spre răsărit față de Imperiul Rus. E bine, amiralul Vasile Urseanu, care avea studii în străinătate, grație generalului Ioan Emanuel Florescu, părintele armatei române, iată cum s-au influențat în epocă personalitățile, studiase la Brest, în Franța, unde erau niște șantiere navale celebre pentru epoca aceea. Întors în țară, a făcut practică în mai multe locuri de pe glob, cum ar fi insula Sfânta Elena și în alte locuri din Oceanul Atlantic și Oceanul Indian, intrând în legătură cu personalități ale amiralității engleze, este trimis la Londra, unde supervizează comanda mai multor vase de război românești, inclusiv un crucișător, Elisabeta, la bordul căruia a realizat cea mai lungă misiune de antrenament a unui vas de război românesc, un traseu mergând prin Oceanul Atlantic, și totodată a comandat construirea probabil celui mai celebru vas din istoria marinei române. Este vorba de Bricul Mircea, nava școală Mircea. Noi în prezent avem Bricul Mircea 2, care încă este în funcțiune. El a comandat Bricul Mircea 1. De altfel, pe mormântul său de la Belu se găsește un basorelief în bronz care prezintă nava asta comandată de către Vasile Urseanu. Deci el este cel care a supervizat propriu-zis construcția a unei părți din flota României de la vremea aceea. Este un alt merit al domniei lui Carol I. Faptul că nu numai că a favorizat dezvoltarea flotei, dar a găsit și oamenii potriviți care să se ocupe de aceasta. În particular, exact ca și doctorul George Severanu, și o să vedem că mai întâlnim personalități de felul acesta, omul și-a dezvoltat pasiunea pentru astronomie. E foarte interesant o remarcă a lui Noica vis-a-vis de cum se deosebesc caracterele oamenilor. Și zicea la un dat că unii sunt astronomi, alții sunt astronauți. Adică unii se mulțumesc să știe din confortul propriei case, alții nu pot dacă nu se duc acolo. Domnul Vasile Urseanu a vrut să rămână astronom și... un moment... Mai ales după ce s-a retras din cadrul marinei, după ce a trecut în rezervă, s-a dedicat acestei pasiuni, a comandat aparatura necesară din Germania. Am uitat să spun lucrul ăsta, dar pot să o amintesc că acum, în partea stângă a imobilului, cum îl privim dinspre bulevard, se găsește un balcon de sticlă unde se poate vedea telescopul original folosit de către Vasile Urseanu în 1915, mi se pare că a fost adus. A utilat toată această clădire și a fost dorința sa îndeplinită de soție care i-a supraviețuit ca întreaga clădire cu tot instrumentarul necesar să fie donată statului român. Nu este observatorul de stat. Observatorul de stat se găsește pe strada Cuțitul de Argint, lângă arenele romane. Este un observator particular donat de un pasionat de astronomie statului român. Și este la fel excelent renovat. La interior chiar se poate vedea un tablou care îl înfățișează pe Vasile Urseanu împreună cu soție, pictura lui Camil Resu, și dedesubt o inscripție dedicațională care spune că după ani de trudă au donat această casă pentru cultura poporului român. Parafrazez cumva textul, dar în principiu despre asta este vorba. E un lucru mai mult decât meritoriu. E impresionant să te gândești că un om nu numai că e pasionat de un subiect mergând până acolo încât să creeze o instituție pentru pasiunea lui, dar că dispune și de o asemenea mărinimie de spirit încât lasă întreaga sa creație pentru folosul public. Subliniez un fapt interesant, că este unul din puținele muzee bucureștene care pot fi vizitate noaptea, când se pot face observații ale cerului de pe acoperiș. Există, nu, evident, nu telescopul domnului Urseanu, ci există niște telescopuri mai moderne cu ajutorul cărora se pot face și în prezent observații astronomice. Există și o prezentare virtuală destul de reușită a
galaxiilor. E un loc care merită vizitat atât pentru arhitectură, cât și pentru cunoștințele pe care le oferă, dat fiindcă există până astăzi așa o modă cu astrologia și putem măcar să știm despre ce e vorba, ce sunt alea constelații, care e locul lor pe cer. Nu strică să dobândim cunoștințele astea pe care, datorită domnului Vasile Urseanu, le avem puse la dispoziție până astăzi. Ușor. Rămânem în sfera personalităților tehnice. De data asta vedem o clădire care inspiră un castel de pe Valea Loarei. Este un stil neoclasic, dar mai flamboyant un pic. Și este clădirea care a dat și numele străzii pe care am mers noi un pic mai devreme, pentru că a aparținut familiei Coandă. Mai de curând știu că era ambasada Algeriei, văd că și-au schimbat sediu. Acum văd că aparține Ministerului Culturii și Academiei Române. În anii 70 aici era muzeul Henri Coandă. Familia Coandă nu include o singură personalitate. Majoritatea, când auzim Coandă, ne gândim automat la pionierul în domeniul aeronauticii, Henri Coandă, cel care în 1900, nu mai știu exact anul, dar cert e că nu apăruseră de multă vreme avioanele. Când Henri Coandă se prezenta, inginerul Henri Coandă se prezenta la salonul aeronautic de la Paris cu primul prototip al unui avion cu reacție. Deci ăștia abia se familiarizaseră cu elicea și ăsta apărea cu un avion care n-avea elice propriu-zisă, spre stupoarea tuturor. Ce Dumnezeu face omul ăsta? De data asta, asta n-a fost astronom, ăsta a vrut să fie astronaut, în sensul că și-a și testat propriul model de avion și era să moară, pentru că flăcările emanate de motor au dat foc fuzelajului și a fost nevoit să-și prăbușească propriul avion ca să scape cu viață. Și a scăpat, într-adevăr, cu niște coaste rupte. Dacă mi-aduc eu bine aminte, există o filmare cu el în care povestește. Din câte știu, este disponibilă în mediul online, adică poate fi văzută, da. Povestește întreaga pățanie și au trecut niște ani buni până când tot el spune că a aflat în baie, deci cumva e o scenă similară cu aia care îi se atribuie lui Arhimede cu Evrica. Da. Aflat în baie, povestește că la un moment dat a observat cum o picătură de apă îi se scurgea pe mână și și-a dat seama cumva că orice fluid ia direcția care este imprimată. Acum eu recunosc că nu sunt în stare să explic ceva tehnic nici dacă îmi depinde viața de lucrul ăsta, dar atât am putut să pricep și eu. Și ăsta e un dar, să poți să explici niște chestiuni foarte tehnice într-o manieră simplă. Ceea ce încerc eu să definesc acum pe baza vorbelor lui Henri Coandă este celebrul efect Coandă, care a dat folosirea corectă a motorului cu reacție în felul ca acesta să poată fi folosit de industria aeronautică. Deci a găsit o manieră să devieze flăcările ca să nu mai afecteze fuzelajul avionului. După instaurarea comunismului, a fost nevoit să plece din țară. Nu a fost bine văzut în primă fază, surprinzător, de altfel. Dar ulterior, Nicolae Ceaușescu a înțeles valoarea pe care o reprezenta Henri Coandă, atât prin cunoștințele tehnice, cât și prin prestigiu de care se bucura în lumea academică și, drept urmare, a fost chemat în țară. A fost făcut muzeu ca asta, trebuia să se creeze și un institut sub conducerea lui de cercetări în domeniul aeronauticii. Tot datorită influenței sale s-au încheiat niște contracte cu principalii reprezentanții industriei aeronautice la nivel mondial, care au fost foarte benefice pentru România și când în cele din urmă Henri Coandă a murit în vârstă de peste 80 de ani, s-au făcut funeralii naționale în România. Deci la capitolul ăsta măcar au fost inspirați. Facem o mică pauză de la expunere, că mai avem de vorbit un pic despre Coandă. Ne-am întors practic la casa lui Constantin Argeteanu. Lângă este un imobil despre care momentan nu am cunoștință, dar se vede că prezintă o formă de arhitectură exotică. Din câte am reușit să citesc până acum, este o combinație între arhitectură florentină și arhitectură mozarabă. Trimite undeva la spațiu mediteranean cu accente orientale, este o formă arhitectonică care se întâlnește în perioada interbelică. Sunt mai multe astfel de clădiri în București. Una știu că este undeva lângă strada Dionisie Lupu, în cadrul unui alt tur, cu siguranță o să o includem și pe ea. Revenim acum la familia Coandă, pentru că am luat-o iarăși dinspre prezent către trecut. Pe lângă Henri Coandă, unul dintre marii noștri pionieri în domeniul aeronauticii, familia mai cuprinde o personalitate. Este vorba de tatălui, generalul Constantin Coandă. Generalul Constantin Coandă este cel care deține
funcția de prim-ministru al României în momentul în care noi încheiem victorioși primul război mondial. Am pornit de la mareșalul Mackensen și ocuparea Bucureștiului. Urmează anul 1917, când are loc rezistența eroică de la Mărăși, Mărășești și Oituz. O să găsim o personalitate astăzi care are legătură cu bătăriile acelea. Noi reușim să ținem defensiva în sudul Moldovei, însă, din păcate, tot în anul acela izbucnește Revoluția Bolșevică, care scoate din joc pe singurul aliat al României care avea legătură teritorială directă cu noi, Rusia. Și, drept urmare, ne aflăm singuri în fața puterilor centrale și suntem nevoiți să încheiem o pace provizorie, să spunem la pacea de la Buftea București, pe care a semnat-o Alexandru Marghiloman, despre care am vorbit, și pe care, din fericire, n-a ratificat-o regele Ferdinand. Drept urmare, n-a devenit oficială, așa că la sfârșitul anului 1918, când devenise clar că Germania, că ea era ultima care mai lupta, o să piardă războiul, am redeclarat război și am reușit în felul acesta să încheiem conflictul în rândurile beligeranților, ceea ce ne-a permis să ne cerem drepturile prin vocea lui Ion Brătianu și a reginei Maria. În partea stângă vedem o plachetă care ne amintește că în această casă a trăit și a creat tenorul Ion Dacian, cel care dă numele teatrului de operetă. În prezent e o zonă, cum se vede, încărcată în nume istorice, cât și în monumente arhitectonice. Acum ne reîndreptăm spre Calea Victoriei, reluăm cursul străzii Nicolae Iorga. Așadar, generalul Constantin Coandă este cel sub mandatul căruia noi încheiem victorioși primul război mondial și tot el este cel care, nu mai știu exact ce funcție ministerială deținea ulterior, a avut loc un atentat cu bombă la clădirea Senatului și a fost printre cei răniți. În acel atentat, totodată un om care a văzut clar potențialul fiului său și, drept urmare, a finanțat studiile desfășurate în Franța și i-a permis în felul acesta să exceleze în proiectarea aeronautică. Bun. Acum ne aflăm într-o zonă care a început să fie populată, acum mergând un pic mai în spate în istorie, undeva pe la începutul secolului XIX, deci pe la sfârșitul domniilor fanariote, apar primii locuitori aici. Cum spuneam, zona a devenit viabilă pentru protipendadă ceva mai târziu și care intra în vechea împărțire a orașului în culori, cele cinci culori care au precedat împărțirea în sectoare, în zona galbenă, deci zona care a devenit ulterior zona aristocratică și ne putem da seama din ce am văzut până acum de ce. În fața noastră se găsește una dintre clădirile, să spunem, emblematice pentru simbolismul zonei. Este vorba de casa, în prezent, Vernescu, cea situată vis-a-vis de noi pe Calea Victoriei. O anunț pe ea pentru că aici istoria este mai lungă, dar până vom ajunge la ea, mai avem două clădiri pe strada Nicolae Iorga, respectiv mi-e greu să o recunosc din partea asta, dar cred că este următoarea clădire pe partea stângă, prima despre care avem de discutat. Dacă se găsește la numărul 8, ea este. În spate vedem iarăși stilul ăsta de seră, de terasa acoperită cu sticlă, caracteristică sfârșitului de secol XIX, începutului de secol XX, aceeași arhitectură neoclasică pe care am văzut-o la majoritatea imobilor din zonă. În cazul ăsta, da, de clădirea asta vorbeam. Asta este clădirea despre care voiam să vorbesc. Este casa care a aparținut familiei Pilat, respectiv scriitorului Ion Pilat, unul dintre cea mai frumoasă confuzie pe care am întâlnit-o. Am întâlnit un filmuleț în care cineva spunea crezul și spunea că Iisus Hristos a fost răstignit în zilele lui Ion Pilat. Pentru că este o confuzie cu Ponțiu Pilat. Așa, și o glumă proastă, fratele lui era Ion Pilung. Pilat este o familie de vechi moșieri care se înrudesc cu brătienii. Maria Brătianu, mama lui Ion Pilat, era cea de-a doua fiică a lui Ion Brătianu, bătrânul.
Deci, salutăm, cele bune! Deci, iarăși sunt o familie care fac parte din elita politică a vremii. Pilat senior, tatăl Ion Pilat, era un moșier, drept urmare, a avut fondurile necesare pentru a-și trimite fiul la studii. S-a remarcat ca publicist și poet, a publicat la convorbiri literare, fiind la rândul lui, mi se pare, junimist, și ulterior a intrat în cercul literar al lui Alexandru Macedonski, alături de care a publicat, din câte știu eu, primul volum și a murit în condiții destul de, dificil de explicat, în 1945. Drept urmare, nu este exclus să fie avut legătură cu schimbarea de orientare politică pe care o suferise statul român la momentul respectiv. Recunosc că nu sunt familiarizat cu opera lui Ion Pilat, nu mi-a căzut până acum, n-am avut ocazia până acum să citesc nimic din scrierile sale, așa că nu pot să emit o părere vis-a-vis de opera sa scritoricească. În stânga vedem Parcul Nicolae Iorga, unul dintre puținele parcuri care au legătură cu Calea Victoriei, și putem să vedem bustul unui om care nu degeaba este amplasat aici, imediat vedem despre ce e vorba în stânga. Este bustul uneia dintre principalii participanți la Revoluția de la 1848, Ion Ghica, descendent al familiei domnești a ghiculeștilor. A fost exilat ulterior în Imperiul Otoman, unde s-a învârtit de atât de bine în mediul diplomatic, încât a ajuns bey de Samos, a ajuns demnitar otoman, stăpânind ca guvernator una dintre insulele arhipelagului din Marea Egee. Revenit în țară, a deținut mai multe funcții guvernamentale, sper să nu vorbesc prostia, a ajuns și prim-ministru, și de la el ni se păstrează unul dintre cele mai interesante documente memorialistice din perioada secolului XIX, sunt celebrele scrisori ale lui Ion Ghica, în care el rememorează, pornind de la perioada educației sale, la sfârșit de epocă fanariotă, început de epocă bonjuristă, să spunem, mai ales corespondența cu Vasile Alexandrii. Se remarcă prin evocarea unor personalități din trecut, a unor moravuri. Mie mi-a rămas pur și simplu emblematică, cred că am mai citat-o pe asta, cu replica pe care el o consemnează a mamei sale, că vine o să te pup Evgenitul mamei, că eu când ne gândesc la Evgenia neamului nostru, mă apucă plânsul. Evgenia însemna noblețea familiei. Acum, cât de bine poate fi ilustrată noblețea unei familii, putem să vedem în imobil alăturat, care este casa Ghica Grădișteanu. A aparținut inițial familiei Ghica și după aceea a trecut în, a aparținut întâi familiei Grădiștenilor. Grădiștenii sunt precum Florești și Crețulești, iată ne tot întâlnim cu proprietăți ale vechilor familii boierești române, boieri neoși. Cea mai recentă lucrare scrisă pe tema lor și ușor accesibilă este opera domnului Neagu Giuvara, Saga Grădiștenilor. Domnul Neagu Giuvara era înrudit cu grădiștenii dinspre mamă. Tinca Giuvara era născută Grădișteanu, mama dumnealui. Și lasă scrierea asta foarte interesantă, în care povestește o istorie îndelungată a unei familii boierești. În cazul ăsta, ministrul Ionaș Grădișteanu este cel care comandă arhitectului Berindei, dacă mi-aduc eu bine aminte, clădirea pe care o vedem aici. Vedem că este o decorație într-adevăr monumentală și imobilul în sine are o suprafață generoasă. Ajunge ulterior în mâinile familiei Ghica, fiind naționalizată, evident, la venirea comuniștilor, și ulterior retrocedată principelui Șerban Ghica, domnul acela foarte asemănător ca manieră domnului Ion Rațiu, care se numără printre membrii fondatori, refondatori, se spune mai, Partidului Național Țărănesc după 1989, din câte știu până în prezent este în proprietatea familiei. Există anumite saloane cu tematică în interior, inclusiv o sală dedicată Dunării, drept urmare a și fost sediul unei societăți care se chema asemenea. Este o treabă la fel întâlnită, nu sunt eu foarte bine familiarizat, că n-am avut ocazia să vizitez, ci doar din scripte cunosc lucrul acesta, cu saloane tematice, exact cum găsim și la cercul militar, în care se reproduc diferite modele de arhitectură de interior în funcție de tiparul civilizațional vizat. Și ajungem în felul acesta la ceea ce anunțasem dinainte, la Casa Vernescu. Casa asta nu s-a numit dintotdeauna așa. Știi cum s-a numit înainte? Nu, o știu de Casa Vernescu, dar câți ani l-am numit. S-a chemat Lenș. Pentru că n-a aparținut dintotdeauna
familiei Verneștilor. Vernescu se cheamă de când a cumpărat-o omul politic Gună Vernescu. Gună Vernescu e un tip foarte interesant din secolul XIX. Este unul dintre primii care oficializează, să spunem așa, triciatul la alegeri și mișmașul cu voturile, că tot vorbeam de mardeiașii din Tirchilești. Îi folosea adesea în mașinațiuni și totodată este unul dintre primii noștri traseiști politici. Într-o perioadă când era cam greu să fii traseist politic, dar fiindcă noi aveam doar două partide politice mari și late, el fiind inițial la liberal, formează Partidul Liberalii Sinceri, da, atât de sincer că au trecut la conservatori. Dar reușește să facă treabă în politică fiind. E într-adevăr o tranziție asta, dacă exact Ion Ghica mi se pare că spune lucrul ăsta, dar și alții l-au afirmat, că dacă în vechime, exact ceea ce spune monumentul lui Barbu Catargiu, nimic pentru noi, totul pentru țara, am văzut că deviza asta a fost împropriată ulterior de alții de origine politică mai dubioasă, dacă în vechime boierii își vindeau moșii ca să poată să-și facă o campanie electorală sau să poată să ducă la îndeplinire un obiectiv de politică, cum vorbeam de Brătianu Bătrânul, care a vândut o moșie să-l aducă în țară pe Carol I, e bine, generațiile ulterioare au început să inverseze paradigma și să folosească politica în scop de înavuțire și unul dintre ei a fost Gună Vernescu, cel care a cumpărat această casă și care și-a permis totodată să îi ceară arhitectului Ion Mincu să o refacă, să o adapteze cumva stilului aflat la modă în vremea aceea, vedem că este tot vorba de un stil neoclasic, iar la interior să-i comande un decor somptuos lui George Demetrescu Mirea. Și într-adevăr există, de exemplu, coloane de porfir sau lambriuri în interior. Nu știu cât de bine se mai păstrează. În prezent este sediul unui casino, drept urmare poate fi vizitată cu mici riscuri pentru portofel, probabil. Dar cert este că a suferit anumite episoade mai dificile, a trecut prin niște incendii în istoria ei mai veche, iar în 1944 a fost ocupată de trupele sovietice, care, un fapt nu singular, s-au mai servit din decorațiile interne. A schimbat de mai multe ori rolul după 1944, din câte știu eu, a încheiat ca sediu al Uniunii Scriitorilor, iar ulterior îmi este necunoscut complet întregul context. E mai bine cunoscut de domnul Sorin Constantinescu. Când am filmat cu dumnealui pe aici, mi-a spus că știe cumva istoria concernului care a preluat în administrare casa și care administrează cazinoul ce o deține în prezent. Dar mergând înapoi pe firul istoriei, înainte de Gună Vernescu și de forma ei actuală, cei care au ridicat casa aici au fost membrii unei familii foarte interesante, cum spuneam, familia Lynch sau Lenș, pe numele ei de plin, așa cum se păstrează monumentul funerar de la Belu, conții de Lynch de Moissac. Sună al naibii de pretențioși și prima întrebare complet legitimă este: ce dracu caută ăștia în România? Bine, e vorba de un mare fals istoric. Undeva prin secolul XVIII, apare într-adevăr la Constantinopol un anume Lynch. Lynch care se implică el în niște afaceri politice, nu prea are succes și își cam pierde un pic de cap. Dar lasă niște urmași, respectiv pe Jean-Baptiste, că îl cheamă Lynch, că îl cheamă Lynchu, e greu de spus în epoca respectivă. Dar acest Jean-Baptiste Lynchu, împreună cu un frate de-al lui, desfășoară afaceri prin țara românească, respectiv comerț cu ceară. Și mai mult decât atâta, reușește să ajungă perceptorul copiilor lui Alexandru Ipsilanti, unul dintre cei mai de succes domnitori fanarioți pe care a cunoscut țara. Se pare că este unul dintre oamenii responsabili cu împuierea beizadelelor cu fel de povești vis-a-vis de minunatul Occident. În felul ăsta, Constantin Ipsilanti, că despre el este vorba și cu fratele lui, al cărui nume îmi scapă, că el moare mai de timpuriu, fug pur și simplu de la curtea domnească, fug în Occident, nedându-și seama că asta putea să-l coste capul pe tatăl lor, pentru că turcii ar fi avut prima bănuială că ăștia sunt trimiși de tată în Imperiul Austriac ca un soi de preludiu la o eventuală trădare,
De aici pleacă marea ambasadă din care a lui Ienăchiță Văcărescu la curtea din Viena, când ăsta vine îmbrăcat în port oriental, la curtea unde cânta Mozart la vremea respectivă, rugându-l frumos pe împărat să-i trimită înapoi beizadelele. Dar revenind, acest Jean-Baptiste Linșu, care se recomandă ca fiind francez, reușește să dobândească oarecare stare, nu ajunge însă a fi boier, are un fiu cu o cârciumăreasă, se pare, de origine romă, de pe domeniul într-adevăr al unui boier, al unui anume Hrisoverghi, Dumitru Hrisoverghi, un anume Filip Linșu sau Lenș. Omul ăsta deține o abilitate rar întâlnită de a face atât avere cât și situație. Trece de-a lungul vieții sale prin cam toate funcțiile imaginabile la vremea respectivă. Logofot al dreptății, mare vistiernic, capăt o avere substanțială și totodată, dispunând de fonduri, era printre favoriții domnitorului Grigore al IV-lea Ghica, care se vede treaba, am mai vorbit noi și în turul trecut pe Calea Victoriei, că nu era zgârcit cu titlul de boierie. Și mai făcuse și pe alții nobili. Tot și el este cel care îl boierește și pe Filip Lenș. Filip Lenș, care dispunând, cum spuneam, de situație, reușește să-și fabrice o genealogie falsă, plătește pe un genealog, un heraldist francez, să lege de o familie Lenș, într-adevăr nobiliară, din Marsilia. Sunt niște oameni foarte interesanți care au inițiat exploatarea de coral în Maghreb, în Algeria, în slujba coroanei franceze, undeva în secolul XVI, dar familia care se stinge în secolul următor, în secolul XVII. E bine, omul a ajuns până la a falsifica niște registre în parohiile catolice de până Provența, ca în felul ăsta să-și fabrice el arborul genealogic care leagă de această familie de conți, mă rog, cu alte înrudiri, că de-aia să mai adaugă niște nume. Ajungem la Lenș de Moissac, dar cert este că omul a reușit să aibă succes în toate aspectele vieții, și ca avere, și ca demnități, și iată, și ca origine nobiliară. El este cel care ridică prima locuință de aici, evident că nu arăta nici cum așa cum arată în prezent, pe care o dă cadou de nuntă soției. Și această familie rămâne prinsă în aristocrația locală, deși toți știau că e vorba de un fals, sau bănuiau cel puțin, îi acceptă cumva în cadrul aristocrației prin educația pe care o dobândise într-adevăr. Adevărat că lui Lenș, lui Filip Lenș, și se refuză dreptul de a candida în divan, dând mărturie chiar boierul pe moșia căruia trăise mama lui, că el este fiul de roabă, cum era situația la vremea aia cu populația de etnie romă, și că tehnic îi aparține lui pe jumătate, pentru că maica s-a fusese roabă pe domeniul său. Și drept urmare îi se refuză în primă fază dreptul de a intra în divan. Se păstrează un tablou, domnul Emanuel Hagi Mosco amintește în tablou ăsta în scrierea lui București, Amintirile unui oraș. Eu am avut ocazia să-l văd la cursurile de la Institutul Iorga, nu l-am găsit în mediul online. Un tablou cu Filip Lenș ajuns în deplinătatea averii și a influenței, îmbrăcat în costumul fanariot clasic, așa tronând pe un jilț cu un mare danez, un câine din rasa marele danez la picioarele sale, așadar un tablou care să sublinieze încă o dată presupusa origine nobiliară a familiei, și au păstrat cumva orgoliul ăsta nobiliar până la ultimul descendent, adică respectiv contele Alexandre de Lenș de Moissac, mor prin 37. Altfel un om care și-a slujit bine țara, a fost veteran al războiului de independență, a fost totodată ultimul membru fondator în viață al Jockey Club, una dintre cele mai pretențioase loși pe care le-am avut noi, și unul dintre cei mai mari colecționari privați de artă ai vremii sale. O să mergem încolo, că mai avem puțin de povestit, și pe tronsonul din stânga, să zicem așa, al